Dumnezeu este iubire, iar cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte Mihai și iubiți credincioși, suntem astăzi într-o zi frumoasă, în ziua lui Moș Nicolae, în ziua Sfântului Nicolae și copilașii au venit în număr mai mare la biserică, deși este încă frig, pentru a-i aduce rugăciune acelui sfânt care a marcat întreaga istorie a omenirii, toate confesiunile creștine, fie că suntem catolici, fie că suntem ortodoxi, fie că suntem protestanți, nu există nimeni care să nu îl cinstească și să nu țină foarte mult la Sfântul Ierarh Nicolae. Și despre el o să vă spun astăzi câteva cuvinte. Despre viața lui nu vă spun decât câteva, pentru că nu știm mai nimic. La Sfântul Nicolae e așa totul. Noi nu știm despre viața lui prea multe, dar știm despre minunile lui foarte multe. Și aceasta este taina lui Dumnezeu. El s-a născut cam prin anul 283 în Turcia de astăzi, în sudul Turciei, la Mira. Și acolo, născându-se din 283, a trăit până prin 350, aproximativ vreo 70-80 de ani, nu știm exact niciodată, și de mic a fost crescut în biserică, a intrat în vremea persecuțiilor, se pare că a fost și închis pentru credința lui creștină, dar după ce a venit împăratul Constantin cel Mare, l-a eliberat și pentru credință și râvnă a fost ales episcop și a trăit după aceea ca arhiepiscop în orașul Mira Lichiei, în Turcia, până la bătrânețea lui, făcând numai binele. Cam aceasta este viața Sfântului Nicolae, dragii mei. Știți că a participat și la Sinodul I Ecumenic, unde s-a scris crezul, de aceea și când spunem crezul, ne gândim la Sfântul Nicolae, dar el a rămas în istoria umanității și pentru noi toți ca fiind Sfântul care dăruiește. Și de aceea am putea spune că tot Duhul creștin, mai ales în sărbătorile acestea de iarnă, este marcat de Sfântul Nicolae. Să știți că chiar Sfântul, Santa Claus sau Moș Crăciun este un fel de Moș Nicolae transformat. În Olanda, până în secolul al XVII-lea, vorbeau despre Sfântul Nicolae și e Niclas. Și de la Niclas vine Claus și de la Santa Claus s-a născut Moș Crăciunul de astăzi. Dar chiar Moș Crăciun, am putea spune, este o copie a Sfântului Nicolae. Și prin aceasta, Sfântul Nicolae a marcat întru totul Duhul sărbătorilor pe care le petrecem acum. Câteva gânduri despre dăruire vreau să vă spun astăzi. Cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om, să știți că este a dărui. Și de aceea, întreaga Evanghelie este numai iubire și dăruire, dacă ați văzut cu toții. Asta e toată Evanghelia, a fi bun și a iubi. Chiar și Sfânta Evanghelie citită mai devreme, dacă ați văzut-o cu femeia care era gârbovă, adică era aplecată de spate și nu putea privi cerul, a fost vindecată de Mântuitor un zi de sâmbătă. Și ce a făcut mai marele sinagogie? A ținut o predică în care a spus că n-avea voie să o vindece. Și el aplica o lege împotriva iubirii. Și Mântuitorul a venit și ne-a spus următorul lucru. În fața iubirii nu mai există nicio lege. Iubirea e mai mare ca toate legile, ca toate poruncile. Iar cel ce iubește le-a împlinit pe toate. Iar Sfântul Nicolae a înțeles asta. Noi, din păcate, înțelegem mai greu. Nu fiecare are darul acesta. El a înțeles că dacă iubești, ai împlinit totul. Și asta a făcut el. A iubit unde a putut. A văzut fete care n-aveau zestre și se gândeau părinții chiar să le trimită la desfrânare ca să-și poată câștiga existența și atunci le-a aruncat galbeni în curte. A găsit soldați care au fost pedepsiți pe nedrept și s-a arătat judecătorilor și împăratului și a arătat că aceștia erau nevinovați să-i dezlege. S-a arătat marinarilor care erau pe mare și i-a salvat din furtună. Și de aceea Sfântul Nicolae a devenit, prin bunătatea lui, să știți, Sfântul care îi ocrotește pe toți, aproape în toate nevoile, în toate locurile, oamenii strigă către el. Și bunătatea lui este exprimată într-o parabolă, să știți, foarte frumoasă, pe care poate o cunoașteți câțiva dintre dumneavoastră sau toți, dar eu vă spun. Este o parabolă care vorbește foarte mult despre cum trebuie să fim și noi. Se spune că Sfântul Nicolae și cu Sfântul Casian au fost chemați de Dumnezeu la întâlnire. Și ei s-au îmbrăcat frumos amândoi și au plecat spre punctul de întâlnire cu Dumnezeu, unde i-a chemat să stea de vorbă cu ei. Pe drum însă, mergând, au găsit un car cu boi,
al unor țărani, împotmolit și în noroi. Și oamenii ăștia se chinuiau să scoată de acolo acest car, dar nu puteau, căruța. Și atunci Sfântul Casian a zis: bun, sunt oamenii ăștia în nevoi, dar totuși noi avem întâlnire cu Dumnezeu. Și el a zis: eu nu vreau să întârzi la întâlnirea cu Dumnezeu, și și-a văzut de drum. Sfântul Nicolae, după cum îl știm noi că e bun, el n-a putut. Și a zis: sigur că Dumnezeu o să înțeleagă, n-are cum să nu înțeleagă dacă eu îi ajut pe oamenii ăștia. Și ce a făcut? Cu hainele de sărbătoare s-a dus acolo în noroi și a început să împingă căruța. Și împingând, i-a salvat pe oameni, dar a durat ceva până a scos căruța de acolo din noroi. Și ce s-a întâmplat? A întârziat. A plecat după aia și el la întâlnire. Când a ajuns acolo, Dumnezeu deja era cu Sfântul Casian. El a venit murdar, săracul, rușinat că a întârziat, murdar pe haine, dar Dumnezeu l-a primit cu mai mare bucurie decât pe Sfântul Casian. Și atunci a spus următorul lucru, și asta e foarte frumos. Zice: Sfinte Casiene, la tine am apreciat că ai vrut să fii punctual și să vii la timp să ajungi. Dar zice Sfântul Nicolae și-a dat seama că el se poate întâlni cu mine mai înainte, pentru că el m-a întâlnit pe mine în oamenii necăjiți pe care i-a văzut pe cale. Și el a ajuns primul la întâlnire, înaintea ta, pentru că ajutându-i pe ei, m-a ajutat pe mine și m-a întâlnit pe mine, pentru că știți, dragii mei, că Dumnezeu se identifică cu fiecare om și fiecare sărac de pe acest pământ. Și zice: pentru aceasta voi rândui următoarele. Amândoi ați făcut cumva bine, tu m-ai iubit venind către mine mai repede, ești un mare ascet, pentru că Sfântul Casian, el venea chiar din Dobrogea noastră, chiar din România, și era un mare ascet. El a întemeiat chiar și monahismul aici în Occident, în secolul V, la începutul secolului V. Primele mănăstiri au fost în Franța, la Marsilia, și foarte interesant. Și zice: dar pentru aceasta, zice, tu vei fi prăznuit numai o dată la 4 ani, iar Sfântul Nicolae va fi prăznuit de 2 ori pe an. Și într-adevăr, dacă vă uitați în calendar, dar trebuie să aibă calendarul anul bisect, Sfântul Casian este prăznuit pe 29 februarie. Iar Sfântul Nicolae, și știți cu toții, nu mai spun, la copii nu mai le spun, 29 februarie e numai la 4 ani odată. Și de aceea Sfântul Casian e prăznuit la 4 ani odată, pentru că nu i-a iubit pe oameni și pe aproapele, așa cum a făcut Sfântul Nicolae, iar Sfântul Nicolae chiar are 2 sărbători. Una este ziua de astăzi, 6 decembrie, iar a doua este data de 9 mai, momentul în care sfintele lui moaște au fost luate din Mira și duse de către cruciați la Bari, în Italia, în anul 1087. Și de aceea este prăznuit de 2 ori. Din această prăznuire și din iubirea lui mare, dragii mei, ca să nu vă rețin mai mult decât trebuie astăzi, am găsit și am întâlnit pe cel mai mare sfânt al istoriei. Și să știți că sunt făcute statistici, nu există niciun sfânt la fel de iubit și de cinstit ca Sfântul Nicolae. Asta este extraordinar de important. Deci nici Sfântul Vasile, nici alți sfinți nu sunt cinstiți ca el, iar în Rusia, spre exemplu, sau în Serbia, sunt unele popoare în care el este cinstit în mod absolut. După Sfânta Treime și Maica Domnului, Sfântul Nicolae este așa de cinstit și atât de puternic. Taina vieții lui, așa cum v-am spus și mai devreme, o putem defini așa, este viața lui, este istoria unei mari iubiri. Și cum a iubit el? El a iubit punându-se în locul fiecăruia, văzând oameni care sunt pe nedrept pedepsiți și așa mai departe, văzând oameni care sunt necăjiți, amărâți. Și de aceea chiar și Părintele Galeriu are această definiție foarte frumoasă a iubirii: a iubi înseamnă a trăi viața celuilalt. Și asta e foarte greu pentru noi toți, vedeți? Să fim intelectuali, poate, să învățăm pentru o meserie, să ne luăm niște diplome, să facem ceva de performanță, poate în viață, în profesiile noastre. Multă lume reușește asta. Dar cel mai greu lucru este la iubire, acolo unde inima trebuie să fie alături de ceilalți. Și de aceea am întâlnit un colind foarte frumos, cred că era în engleză, dar cânta în mod următor la un refren: în inima mea este Christmas. Și mi-a plăcut foarte mult. Este Crăciun în inimă, Crăciunul e în suflet. Crăciunul nu e altundeva, Crăciunul nu e nici în beculențele de pe străzi, nici în magazinele frumos împodobite. Chiar în ciuda pandemiei de acum și a, să spunem, vremii mai neguroase care ne înconjoară, Crăciunul e în inimă. Și ce înseamnă că în inimă este Crăciun? Atunci când e Crăciun în inimă, suntem ca Sfântul Nicolae. Trăim cu Dumnezeu, îl vedem în fiecare moment al vieții, îl vedem în fiecare om și trăind așa, face mare bucurie celorlalți.
Și de aceea vă îndemn, în finalul cuvântului meu de astăzi, dragii mei, să nu uităm ceea ce ne învață Sfântul Ioan Evanghelistul în Epistola 1 din Noul Testament, cu care am început predica mea. Dumnezeu este iubire, iar cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Și tot aceeași epistolă ne spune mai departe, cel care spune că îl iubește pe Dumnezeu, iar pe fratele lui nu-l iubește, acela este un mincinos. Așa de dur este. Acela este un mincinos. Eu am întâlnit oameni care nu pot iubi pe fratele lor. Oameni distanți, mai reci, mai ursuzi, mai nu știu cum să-i definesc, nu pot iubi și punct. Ei sunt cu lumea lor, cu viața lor, trebuie mare atenție. Trebuie să luptăm să ne deschidem. Unii ajung chiar la sărăcie și la o singurătate de plină pe care singuri și-au ales-o. Am întâlnit foarte mulți oameni care aleg singurătatea, adică resping pe aproapele lor. Nu vor să jertfească nimic din ceea ce au, nu se deschid deloc către celălalt. Și după aceea vine bătrânețea, vine singurătatea și se întreabă, părinte, dar de ce sunt eu singur și nu vine nimeni la mine? Și la care am putut, le-am spus de ce sunt singuri. Unii au înțeles, alții s-au supărat pe mine că le-am spus și le-am spus, sunteți singuri pentru că ați ales să fiți singuri. Pentru că eu cunosc așa de multă lume, singură fiind care nu-i singură. Am întâlnit o doamnă chiar aici, o nemțoaică pe care am cunoscut-o de ceva vreme și discutând cu ea, nu trăiește după modelele noastre, dar iubește oamenii. Și povestea că i-a fost ziua de naștere, trăiește singură, nu este căsătorită, n-are pe nimeni și are vreo 80 de ani și asta tare greu trebuie să vă fie. Cum, părinte, mie? Nu! Ce așa de bine mie! Dar cum face să vă fie bine? Păi zice, aleg tot timpul binele. Stă pe lângă München. Zice, am o prietenă la München și vin în fiecare săptămână odată să bem cafea, să stăm de vorbă. După aceea am mulți prieteni, îi caut, mă caută. Și iată, această prietenie, această bunătate, această deschidere, dragii mei, este cea care ne face să trăim frumos. Și vă mai spun un secret, poate nu știm cum să facem daruri acum de Sfântul Nicolae și de Moș Crăciun, că vedeți că sunt distanțe, e mai greu, e mai complicat. V-am spus că putem dărui din ceea ce avem, din ceea ce suntem și Steinhardt ne-a mai învățat că putem dărui și din ce n-avem. Și vă dau numai un exemplu de mare dar. Cineva mi-a povestit că a făcut o mică înregistrare pe telefon și a trimis unei persoane pe un voice din ăsta, cum se spune astăzi. Ei, un voice este un dar al lui Moș Crăciun, pentru că adevăratele daruri ale lui Moș Crăciun nu sunt materiale. Sigur că ele au fost materiale în vremea aia și când e nevoie le faci și materiale, dar astăzi putem face și e nevoie de multe daruri spirituale. Și a trimis un mesaj numai să spună unei persoane care a fost așa de importantă în viața lui, o persoană de aici de la noi din München, să-i spună cât de mult a însemnat totul. Și ei, lucrul ăla a adus așa o mare bucurie în sufletul celuilalt, de nu și-a putut închipui. Și de aceea e bine, am văzut și eu, de exemplu, acum am mai trimis mesaje, dar nu scrise, ci cu vocea, ce mult s-au bucurat oamenii că au auzit vocea. Cei care, când iubim un om, ne bucurăm dacă i-auzim vocea. De ce? Pentru că în voce e tot omul prezent. În momentul în care vorbim, suntem noi toți. Și așa de mult m-a impresionat odată când m-am întors eu de aici de la dumneavoastră, de la München, la București. Și o doamnă foarte drăguță, Feodosia, și mă iubea ea foarte mult. Și după ce am plecat, era tot dor, venea la biserică, dar nu mă mai auzea pe mine în altar. Și când m-am întors odată, nu știa că am venit. Și când a auzit vocea, a venit la mirui și a zis, părinte, când v-am auzit vocea, așa mare bucurie am avut, pentru că în voce e prezent întregul om, dragii mei. Și atunci mi-am dat seama cât de importantă este o vorbă, cât de important este un cuvânt care să nu fie scris numai și făcut mecanic, ci să fie transmis din inimă. De aceea, în această zi frumoasă, îi binecuvântăm pe toți copilașii și cei frumoși și ne rugăm la bunul Dumnezeu să vină moșul la ei și să le aducă daruri frumoase. Știți de ce vine moșul? Nu știu dacă v-am spus vreodată. Știți de ce vine Moș Nicolae la copii? Pentru că el fiind dăruitor, el n-a ajutat numai copii, el a ajutat pe toată lumea, dar în special la copii. Pentru că așa de iubit era aici în Germania, s-a născut obiceiul acesta, Germania, Olanda, în secolul 16, s-a făcut obiceiul ca de Sfântul Nicolae unul dintre copii să fie ales episcop. Fiți atenți, episcop, nu mai puțin. Și asta în seminariile teologice. Deci copiii se jucau și făceau un joc și în ziua de Nicolae, considerând că el i-a iubit pe copii mai mult, unul dintre copii era ales de către ceilalți colegi episcop, cum ar veni, ce înseamnă episcop? Un fel de conducător să numim, sigur că nu era hirotonist sau ceva, era un joc. Și era ales să îi conducă el și să facă cum ar veni, să dea ordinele necesare, ca și cum ar conduce un episcop
seminarul respectiv. Și de acolo încet încet s-a ajuns la ideea că de fapt Sfântul Nicolae iubește pe copii foarte mult. Și abia de atunci, din secolul al XV-lea, aproximativ 16, Sfântul Nicolae a devenit Sfântul Copiilor. Dacă vreți să citiți mai multe despre asta, găsiți sigur pe internet, că astăzi se găsesc toate aceste informații. De aceea rugăm pe Sfântul Nicolae să ne binecuvânteze pe toți în această zi de prăznuire. Îi cerem ajutorul să ne întărească pe toți, să ne miluiască, să ne ajute în toate ale noastre și, bineînțeles, să ne facă la fel de buni, așa cum a fost El, pentru a dărui și noi pe acest pământ și pentru a iubi pe oameni, pentru că acesta este cel mai frumos lucru, de care să ne vrâncească bunul Dumnezeu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.